Hei, te salut și bine ai venit la un nou video în care o să vorbim despre conținutul unui portofoliu și o să vedem exact cam ce conține acest portofoliu sau cel puțin în linii mari vom trata zona asta, pentru că în următorul capitol o să intrăm mai mult în detaliu și apoi intrăm mai mult în detaliu și în cursul despre proiecte, pentru că practic portofoliul asta conține proiecte pe care le dezvolți în funcție de categoria din IT pe care ai ales. În IT îmi place să sparg IT-ul în trei categorii mari și late: zona de development, zona de administrare și zona de suport. Development înseamnă orice ține de partea de programare, administrare înseamnă lucrurile care țin de administrarea de rețele, de servere, securitate cibernetică, cloud și așa mai departe, iar zona de suport ține de partea aceasta de suport tehnic pe care o faci. Și atunci, în funcție de area pe care ai ales-o sau de categoria pe care ai ales-o din domeniul IT, portofoliul tău va arăta diferit. O să vezi în următorul capitol cum poți să îți prezinți portofoliul și care sunt metodele prin care poți în funcție de area pe care ai ales-o tu în domeniul IT. Hai să vedem câteva elemente de proiecte pe care le-ai putea avea și pe care le-ai putea dezvolta. Poți să dezvolți o aplicație de tip calculator, poți să dezvolți o aplicație care pur și simplu fotografiază o poză și o transformă într-un fișier PDF. Poți să faci o aplicație de tip to-do list, poți să faci o aplicație care să-ți facă tracking asupra progresului sănătății, să-ți facă tracking asupra progresului greutății pe care cineva o are, să-ți faci o aplicație de jurnal de tip pentru mâncare, să notezi acolo lucrurile pe care le-ai mâncat și așa mai departe, pe o aplicație care să înregistreze vocea, video și așa mai departe. Da? Și aici alte câteva aplicații în care te poți inspira. Da, sunt celebre, vorba de Facebook, de TikTok, de Instagram, de WhatsApp, dar măcar pot să copiez câteva funcționalități pe care acestea le au, da? Un chat, o mesagerie sau un mod în care să trimiți o imagine sau un mod în care să construiești o mică rețea socială. Lucrurile acestea le poți face indiferent de zona pe care ai ales-o. Poți să faci pe web, poți să faci pe mobile, poți să faci pe desktop, poți să faci cu interfață grafică sau fără, poți să le faci pur și simplu în terminal sau în consolă să se întâmple unele din ele. Nu mă refer neapărat la aceste aplicații celebre, ci mă refer la exemple de proiecte pe care le-ai afișat aici una sub cealaltă. Plus că în secțiunea de proiecte din cadrul platformei, acolo o să găsești mult mai multe exemple pe care le poți face și de asemenea la fiecare curs în funcție de specializarea pe care ai ales-o vei găsi foarte multe exemple pe care le poți dezvolta. Uită-te în jur, vezi ce fel de proiecte te interesează, ia acele proiecte care sunt pe interesul tău și pur și simplu pune-te și fă-le. Apoi, mergând mai departe, există zona asta de administrare și aici ar fi partea de rețele în care poți să construiești anumite proiecte prin simularea de rețele de calculatoare, simularea de componente de rutere, de switch-uri, se poate folosi GNSS3 sau Cisco Packet Tracer, despre asta vorbesc mai multe în cursul de rețele de calculatoare din cadrul platformei, dar poți să-ți iei astfel de design-uri, de rețele, astfel de topologii și să le implementezi pur și simplu în aceste simulatoare. Și asta poate să fie un exemplu de proiect la care tu ai șansa să lucrezi și apoi îl demonstrezi și îl arăți în fața angajatorului. O să-ți arăt în capitolul următor cum să faci acest lucru și cum să prezinți un proiect în portofoliu tău de genul ăsta pe partea de rețele de calculatoare. Și un lucru similar se poate face și pe partea de servere și partea de securitate cibernetică, în care poți ai un astfel de exemplu în care ai mai multe mașini virtuale, ai un Kali Linux prin acest Kali Linux, care este o distribuție de Linux axată pe zona de securitate cibernetică, poți ataci celelalte servere și poți să faci exploit, să intri pe ele, să le spargi, să faci hacking și lucruri de genul. Da? Și asta este, iarăși, pleci de la o astfel de hartă, pleci de la o astfel de topologie, cum se numește, pleci de la un astfel de design, iar apoi, plecând de la designul acesta, o să poți să faci niște lucruri super, super faine, demonstrând cu o captură de ecran cum să faci, cum ai configurat întregul sistem, întregul laborator. Da? Astea sunt câteva exemple de proiecte pe care din care te poți inspira. Important este să ai mai multe variații, să ai între 3 și 5 astfel de proiecte, ca apoi să le poți prezenta. Proiectele le prezinți, fie afișezi codul, fie afișezi topologia, dar în mod cert ți-aș recomanda să pui care este tema, care este soluția, deci tema în proiectului, care este soluția, care este rezolvarea acelui proiect, date de intrare, date de ieșire, dacă e cazul, pe principiu modul în care sunt prezentate și în cadrul platformei. Da? Trecem printr-o anumită structură, oricum în cursul despre proiecte vorbesc mai multe de zona asta și odată trecută prin partea respectivă,
ajungi să definești foarte clar ce ai făcut, ce fel de problemă ai rezolvat, pentru că până la urmă scopul unui IT-ist este să vină cu soluții tehnice la anumite probleme. Da? Indiferent că este vorba de zona aceasta de administrare sau zona de development, tu vii cu o anumită soluție. Nu faci un proiect de dragul proiectului, de obicei rezolvă ceva. Are un scop, o aplicație de tip calculator, scopul ei este să câștigăm timp în momentul în care facem sau vrem să facem anumite calcule matematice, ca să nu consumăm atâta energie mentală și we offload, we leverage, cum se spune. Ne folosim de calculator să facă el munca în locul nostru, da? Până la urmă la asta se rezumă lucrurile. Și atunci tu iei toate aceste elemente și le prezinți într-o formă cât mai frumoasă pentru a fi înțeleasă de către un potențial angajator sau un potențial client care se va uita la acel proiect. El pur și simplu o să vrea să vadă care este dificultatea lui, cum ai gândit, de ce ai gândit așa, iar apoi o să ia o decizie dacă ești o persoană potrivită pentru ceea ce caută ei. Da? Mai multe despre acest lucru vorbim atât în cursul despre proiecte, cât și în capitolul următor, în care o să-ți arăt mai multe exemple de cum poți să îți afișezi portofoliu în fața unui angajator. Ne vedem la următorul video. Acum pe final de video te întreb, vrei să faci reconversie profesională și să te angajezi în domeniul IT? Poate te-ai săturat să treci de la un tutorial la altul, să faci o grămadă de cursuri gratuite, cursuri plătite pe diferite alte platforme și totuși nimic să nu-ți iasă. Te înțeleg foarte bine pentru că știu exact cum este, de 14 ani fac IT și primii ani de IT au fost foarte, foarte grei. Tocmai pentru că nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, făceam tutoriale, mai urmăream câte un curs, dar lucrurile nu îmi ieșeau. Nu aveam un drum clar, nu aveam o siguranță că ceea ce fac mă duce cu adevărat la un rezultat predictibil. Și până la urmă, poate îți dorești să lucrezi în domeniul IT, poate ești plecat din țară și vrei să te reîntorci în România. Poate îți dorești mai mulți bani și să ai parte de un job flexibil și un timp al tău în care să poți să-ți faci programul mai după voia ta și mai mult decât atât să câștigi un salariu cum este media în România de cel puțin 9.000 de lei pe lună. Dacă lucrurile astea ți se pare interesante și vrei să faci acest pas spre domeniul IT, atunci știi ce te invit să faci? Să apeși pe linkul de mai jos și să programezi o conversație pe Zoom cu mine în care să-ți stăm un pic și să discutăm mai multe despre ceea ce-ți propui tu în momentul să faci, unde te afli și să vedem dacă te pot ajuta prin programul de mentorat pe care îl organizez în momentul de față pe partea de securitate IT. Linux, rețele și securitate cibernetică. În cazul în care asta sună bine pentru tine, apasă pe linkul de mai jos, programează o discuție cu mine și abia aștept să te cunosc.